Derek Phelps este de părere că jocul foarte bun al adversarilor noștri din semifinală, Aces of Ploiești, a făcut ca Gaz Metan să rateze calificarea în finala play-off-ului. Pentru Derek, sezonul 2009-2010 ar putea fi ultimul în calitate de jucător. Aces of Ploiești is a real good team. They are a proven team. They won a lot of championships. Asesoft a demonstrat de-a lungul timpului că este o echipă foarte bună. A câștigat multe campionate. Noi am avut multe accidentări, mulți dintre coechipierii mei au revenit după accidentări îndelungate, chiar înaintea partidei cu Asesoft. Din păcate nu am putut juca toți la capacitate maximă, însă totuși am avut un sezon foarte bun. Asesoft a jucat bine împotriva noastră, acesta ar fi și motivul principal pentru care am pierdut semifinala. So far anyway, and like I said, Asesoft played great against us in this series, and I think that's why the main reason we lost. Fundașul Gazului Metan este conștient de valoarea adversarei noastre în finala mică, Elba Timișoara, sperând totuși ca rezultatul să fie unul favorabil pentru echipa din Mediaș. Va fi foarte greu. Elba Timișoara este o echipă foarte bună, noi am pierdut în fața lor în Cupa României. Încă mai există accidentări în rândul lotului. Noi trebuie să ne descurcăm cu jucătorii disponibili și sper ca rezultatul să fie unul diferit față de cel din Cupa României. Este locul 3 echitabil pentru Gaz Metan Mediaș? I think third place is great for us. Locul 3 este grozav pentru noi. La începutul sezonului nimeni nu se aștepta să ajungem atât de sus. Gaz Metan a făcut un pas mare urcând în clasament. Cred că ne-am descurcat destul de bine și ne-am dovedit nouă înșine că formăm o echipă valoroasă. From last year to this year. So I think we did a great job of proving ourselves that we can be a top team in the Romanian league. Derek Phelps consideră acest sezon unul reușit, atât pentru el cât și pentru Gaz Metan. Americanul a încercat să-i ajute pe colegi prin experiența sa, pregătindu-se pentru o nouă etapă din carieră, antrenoratul. Personally, you know, personal, cred că puteam face mai mult pentru echipă, dar ținând cont de faptul că sunt cel mai în vârstă, cred că m-am descurcat destul de bine. Am încercat să-i sfătuiesc pe jucătorii mai tineri să-i ajut să înțeleagă ce trebuie să facă pe teren pentru ca noi să devenim o echipă mai bună. De asemenea, am încercat să țin echipa unită și sper ca sfaturile mele să ajute echipa să se descurce bine și în sezoanele viitoare. No, hopefully help this team move on in the next seasons. Ce planuri ai pentru sezonul viitor? Vrei să-ți prelungești contractul cu Gaz Metan? For me, it's very tough. I think pentru mine este foarte dificil. S-ar putea să fie ultimul meu sezon ca jucător. Mi-aș dori foarte mult să-mi continui cariera ca antrenor de anul viitor. Încă nu știu unde, s-ar putea să fie în America. La fel de bine s-ar putea să antrenez și în Europa. Oricum, următoarea mea țintă este antrenoratul. Acesta este scopul meu. The next job I want to do is coach. So that's my goal.